Lui Mihai Stelian i-a spus că îl vede așa abătut, dar îi spunea că îi se pare în absolut normal comportamentul lui și că nu a exagerat cu nimic, că s-a comportat așa cum trebuie, tot referitor la seara trecută și la interacțiunile lui cu Ana. Înțeleg că au avut niște discuții destul de aprinse și nu știu dacă s-au terminat tocmai bine pentru cei doi, pentru că Ana în continuare nu simte să fie cu Mihai, nu se simte atât de atrasă sau nu știu exact, nu știu ce simte cu adevărat, însă cam aceasta ar fi ideea și Mihai încă este nedumerit cumva. Oricum, seara nu a fost una prea plăcută pentru cei doi, pentru că au avut mai multe discuții care nu s-au terminat bine, asta e clar, și au fost observate de către toți ceilalți din casă, de aceea și discutau acum băieții cu Mihai și spuneau că îl văd abătut, dar nu chiar atât de afectat, în ideea în care probabil încă mai așteaptă să vadă cum va fi, cum se va termina această situație.